Astăzi e Florin. Astăzi facem un antrenament cu un kettlebell, da? Un accesoriu inventat în Rusia, undeva în al doilea război mondial, în care un ofițer rus, la un proiectil, la o minge de bilă de tun, da? Da. A adăugat un mâner. Și așa a inventat un accesoriu prin care atât poliția din Rusia, cât și forțele speciale, la început au lucrat cu el. Ulterior s-au adăugat și în industria de fitness. Da, eu cred că ai fost un pic dezinformat. A inventat Rusia în cel de-al doilea război mondial, dar ăla de 5 kg se atârna la gât să fugă mai încet din Siberia. Da, ce-i drept, cel standard are 16 kg. Standard are 16 kg? 16 kg. Incredibil. S-a ajuns inclusiv la campionate mondiale cu kettlebell, la antrenament cu kettlebell. Ok? Da. Astăzi vom face exerciții funcționale, cât și exerciții de forță cu acest accesoriu. Da? Fetelor, ușor. Balansăm brațul jos și schimbăm brațul celălalt. Brațul jos și celălalt. Hai. Sus și. Sus și. Hai. Foarte bine. Îndoaie genunchii. Foarte bine. Și. Bun. Balansezi până la nivelul umărului. Dați într-un chiu drept, flexezi genunchi. Foarte bine. Încă. Inspirăm și expirăm, da? Pe fiecare mișcare. Foarte bine. Hai. Hop. Și. Hop. Și. Hop. Bun. Și vreau să ridicăm brațul deasupra capului, fetelor, da? Sus brațul și stăm cu el acolo. Stăm cu el sus, răsucim bila sus. Foarte bine. Picioarele ușor depărtate, da? Talpa, una, stă pe direcție perpendiculară, cealaltă în exterior, da? Lăsăm ușor pe lateral și ușor revenim sus. Și din nou. Lucrăm oblici, da? Foarte, foarte intens. Și ușor revin. Și din nou. Jos, excelent. Și ușor revin. Brațul stă perpendicular pe trunchi atunci când înclin trunchiul pe lateral, da? Și foarte bine. Și schimbăm partea. Hai să lucrăm și pe partea cealaltă. Sus brațul, da? Nu uităm. O talpă orientată spre înainte, una în exterior, da? Neapărat. Ușor mă las pe o parte și ușor revin. Încerc cu brațul de jos să meargă cât mai aproape de picior jos, da? Foarte bine. Merg cu el spre gleznă. Întins și ușor revin. Și din nou. Întins și ușor revin. Și din nou. Întins. Foarte bine. Și ultima repetare. Întins. Excelent, fetele. Bun. Pentru că am zis că lucrăm și exerciții de forță, da? Vreau să lăsăm kettlebell-ul jos, da? O mână în șold. Bun. Ridic și ridic ușor la umăr prin răsucirea încheieturii. Mă las ușor în full squat. Revin și împing deasupra capului. Și din nou jos. Și iar, la umăr, foarte bine. Jos, full squat, sus și împing deasupra capului. Și din nou kettlebell-ul jos. Și sus, răsucesc. Las bazinul jos, țin bila lângă umăr și acum împing deasupra capului. Și ușor schimb brațul, celălalt. Hai. Și lângă umăr, full squat jos, mă îndrept și întind. Și din nou, jos brațul. Și din nou, ridic la umăr, full squat jos, mă îndrept și ridic deasupra capului. Și ultima repetare. Haide. Și lângă umăr, full squat jos, mă îndrept și ridic. Excelent. Bun, fetelor. Vreau să arătăm că inclusiv cu acest accesoriu se poate lucra și la sol, da? Așa că ne așezăm pe saltea, da? Bun. Flexez piciorul drept de la nivelul genunchiului, da? Talpa jos, kettlebell-ul ridicăm sus. Vreau palma jos la spate. Excelent. Din poziția asta, ridic bazinul sus și pun genunchiul în spate. Excelent. Și din nou față și din nou bazin jos. Sus, flexez și din nou față și ușor revin. Și sus, ridic bazin și flexez genunchi și îndrept picior și bazin jos. Și sus, flexez, excelent, față și revin. Și schimb brațul. Hai, celălalt sus. Flexăm celălalt genunchi, punem celălalt picior întins în față, kettlebell-ul deasupra, întotdeauna, abdomen controlat, flexez genunchi, față și revin. Și din nou, sus, flexez genunchi, haide, față și ușor revin. Și din nou, sus bazin, flexez genunchi, față și ultima repetare. Sus bazin, flexez genunchi, față și respir. Excelent, fetelor, bravo!